Modificări fără precedent în programul de transport public județean Iași. Este vorba despre un proiect aflat în dezbatere publică ce ar urma să fie aplicat începând din ianuarie 2023 până în decembrie 2028 pe traseele din județ. Principalele modificări cuprinse în document sunt la condițiile de transport și organizarea traseelor. În ceea ce privesc noile condiții, transportatorilor li se cer vehicule cu un număr mai mare de locuri, ceea ce înseamnă investiții noi, iar transportatorii susțin că nu se justifică în raport cu fluxul de călători. Potrivit unui memoriu întocmit de transportatori, proiectul programului întocmit de Autoritatea de Transport din cadrul Consiliului Județean Iași s-a făcut fără respectarea a trei atribuții prevăzute imperativ de lege în sarcina consiliilor județene, respectiv evaluarea fluxurilor, determinarea cerințelor de transport prin studii de specialitate și anticiparea evoluției cerinței de transport. În proiect nu se reflectă scăderea numărului de călători din ultimii 2 ani, capacitatea de transport fiind dublată în mod nejustificat. Este un program haotic în care grupele sunt făcute dezechilibrat, cu prea multe trasee într-o grupă și prea puține în altele. Nu s-a făcut o corelare a capacității cu fluxurile de călători și s-au dublat capacitățile pe trasee care la ora actuală se fac cu microbuze populare, oficial autobuz, între 9 și 22 de locuri este autobuz. Deci dacă acum se fac cu 19 locuri capacitate, în județele unde s-a efectuat studiul de trafic, firma respectivă a calculat capacitatea de încărcare la 70% din capacitățile de 19 locuri. De ce? Că așa este o analiză tehnică de calcul acestei capacități. În practică nu sunt călători. Și atunci, de unde Consiliul Județean prin Autoritatea de Transport a inventat capacități de 40 sau de 50 de locuri la același orar de funcționare, la același program de circulație, adică din oră în oră, au luat identic cu caietele de sarcini actuale și au inventat capacități de 40 și de 50 de locuri. Modificările privitor la trasee afectează în mod direct navetiștii. Două rute consacrate de circa 22 de ani, Pașcani-Iași-Retur și Iași-Hârlău-Retur, au fost scoase din program. În locul lor sunt propuse spre înființare alte trasee, Pașcani-Târgu Frumos și Târgu Frumos-Iași. La fel se întâmplă și cu ruta Iași-Hârlău, ce va fi fracționată tot la Târgu Frumos. Au fracturat aceste trasee, aceste trei trasee consacrate cu o ruptură, cu o logică absurdă. Adică un călător, o să vedeți materialul pe care vi-l trimit, un călător, dacă vrea să ajungă la Pașcani, un navetist, la ora 6 dimineața are cursă din Iași, ajunge la 6:50 în Târgu Frumos, stația, atenție, este pe trotuarul de la OMV, de la benzinăria OMV. Deci nu în autogară, în condiții în care există autogară autorizată în Târgu Frumos. Se dă jos la 6:50 și are la dispoziție 10 minute să se îmbarce într-o altă mașină a altui operator cu un alt tarif ca să ajungă la Pașcani, respectiv Hârlău, că două direcții tot din Târgu Frumos. Transportatorii atrag atenția că sunt probleme mari în modul de organizare în ceea ce privesc stațiile publice în care se realizează îmbarcarea, debarcarea călătorilor. Acestea nu sunt aranjate corespunzător. O problemă majoră o reprezintă stația OMV din Târgu Frumos, care este situată pe trotuar. Și eu i-am întrebat personal și ceilalți colegi care au fost ieri la dezbaterea publică cu conducerea CJ-ului, i-am întrebat, cum explicați acestor sute de călători care circulă zilnic cu noi, din toate categoriile sociale, sunt magistrați, sunt doctori, sunt profesori, sunt elevi, cum le explicați că trebuie să se dea jos pe un trotuar la OMV Târgu Frumos și există riscul să piardă cursa și să ajungă în 3 ore la Pașcani sau la Hârlău? Ce le spuneți acestor călători? Ce v-au răspuns? Și răspunsul a fost să ia cursele interjudețene. Păi băi, oameni buni, cursele interjudețene n-au nici capacitate și nici grafic de circulație corespunzător să preia atâta mare de oameni. În astfel de condiții, cei care au cel mai mult de suferit sunt călătorii care riscă să petreacă ore bune pe drumuri, prin diferite mijloace de transport sau stații, pentru a ajunge la destinație. Ce se întâmplă, cum știut este faptul că traficul în ultimii ani este foarte, foarte aglomerat, mai ales în zona Valea Lupului, Podul Iloaie, Lețcani, și se produc întârzieri.
din cauza congestionării traficului. Ce se întâmplă dacă acest călător pierde, în alea 10 minute, pierde cursa de legătură? Mai are cursa abia peste o oră. Și dacă în prezent un călător și de 22 de ani de când se fac aceste trasee ajunge cu plecare la 6, ajunge la 7.45 în Pașcani, în ipoteza acestui proiect de program propus, riscă să ajungă după 3 ore. Și primarul orașului Hârlău, Radu Curcă, este nemulțumit de propunerile din noul program de transport județean. El a spus că ar trebui să primeze interesul călătorilor. Părerea mea este atâta mea cât și a cetățenilor din orașul Hârlău și nu numai. Toată zona Hârlău care se deplasează cu mijloace de transport în comun spre Iași este că este o mare greșeală ce se dorește să facă, să se fracționeze, să oprească un călător. Dacă vrea să meargă la Iași, trebuie să oprească în Târgu Mureș, să coboare pe trotuar undeva, să aștepte altă mașină care să-l preia, să-l ducă la Iași. Așa ceva este de neimaginat și nu se poate întâmpla lucrul acesta, pentru că nu ajută pe nimeni aici. Deci noi nu ne gândim la cetățean, în primul rând trebuie să avem grijă cetățeanului și știm toții foarte bine care sunt cetățenii care se deplasează cu autobuzele spre Iași sau spre alte localități. Sunt cetățeni în vârstă care ei sunt conduși la mijlocul transport, la autobuz de copii, de persoane mai tinere care sunt ajutați să urce într-o marse taxi, se deplasează la Iași. La Iași acolo sunt de multe ori multe cazuri că vin altcineva și îi preia de acolo și îi ajută să coboare, îi ajută cu un bagaj. Ce se întâmplă atunci? Cum se poate? Deci nu se poate. Lucrul ăsta, eu spun că este o greșeală și este privit greșit și este o idee greșită de a se fracționa traseele astea. BIT TV a solicitat un punct de vedere pe acest subiect de la administrația locală din Pașcani, însă nu am primit niciun răspuns. În schimb, Consiliul Județean Iași a transmis prin vicepreședintele Marius Sorin Dângă că instituția va face modificări la program în urma observațiilor făcute de transportatori, dar și de primari, dar nu a făcut nicio precizare concretă despre cele două rute ce leagă Pașcaniul și Hârlăul de Iași. Am avut ieri o discuție cu toți operatorii, i-am invitat la o dezbatere asupra programului. Asupra lui s-au propus diverse modificări, plecând de la capacități de transport, eu știu, intervale orare, capete de trasee, anumite trasee scoase sau adăugate. Iar astăzi am avut o întâlnire cu primarii ca reprezentanți ai cetățenilor și aici au fost în mare parte aceleași observații, evident fiecare prezentându-și punctul de vedere. În urma acestei dezbateri publice, care se finalizează pe data de 10, noi vom aduce modificările în cadrul programului și apoi îl vom pregăti pentru a fi aprobat într-o ședință de Consiliu. De asemenea, a explicat și care sunt motivele pentru care s-au făcut fracționări pe trasee. Trebuie înțeles că am avut de ales, Consiliul Județean anul trecut a avut de ales de a acorda exclusivitate în cadrul unor grupuri de trasee sau de a licita traseul cu traseu. Experiența avută de celelalte județe, sunt trei județe în țară care au scos la licitație traseul cu traseu, a fost aceea că traseele unde există fluxuri însemnate de călători au avut supraofertare și practic au fost contractate, iar pentru celelalte trasee unde există un dezechilibru economic major, în sensul că costurile operatorului sunt mai mari decât fluxul de călători, incamul produs de fluxul de călători, acele trasee nu s-au licitat și practic sunt în pericol ca până la finalul acestui an să nu se poată face un contract pe acele trasee și practic cetățenii să nu aibă o soluție. De aceea noi am gândit 10 zone în cadrul cărora să avem și trasee cu fluxuri importante de călători, dar și trasee pe care operatorii ar trebui să le creeze în pierdere, astfel încât fiind gestionat de același operator, per ansamblu, sistemul economic să producă și un profit rezonabil operatorului de transport. Evident, călătorii au avantaje multiple. De exemplu, un călător care vrea să meargă pe un traseu într-o anumită localitate nu trebuie să mai aștepte operatorul care are acea cursă, ci poate să ia orice cursă, fiind același operator pe zona respectivă, care are capăt în oricare localitate după localitatea unde vrea să ajungă el, asta oferindu-i evident flexibilitate. De asemenea, în cadrul programului, operatorii viitori vor putea să
dezvolte planul de transport al zonei sale, să propună stații noi, să propună noi capete de traseu, să introducă curse noi la anumite intervale orare. O nouă ședință pe acest subiect ar urma să aibă loc joi 9 iunie la Consiliul Județean Iași. Proiectul se află în dezbatere publică pe site-ul Autorității Județene. Persoanele interesate pot trimite recomandări în scris de luni până vineri, între orele 8-16:30, până la data de 10 iunie la sediul Consiliului Județean Iași, prin fax la numărul 0232-210-336 sau prin e-mail la adresa ghiseu.unic@icc.ro. Începutul lunii iulie aduce la Pașcani caravana mobilă de testări în masă pentru prevenirea cancerului de col uterin. Vineri 8 iulie, începând cu ora 8:30, unitatea mobilă, dotată precum un cabinet ginecologic, va fi în piațeta din fața primăriei de pe strada Ștefan cel Mare. Femeile asigurate și neasigurate cu vârsta între 25 și 64 de ani își pot face testări gratuite. Tot ce trebuie să facă este să se înscrie la numărul de telefon 0733 065 502. Campania de testări este inițiată de Institutul Regional de Oncologie Iași și Fundația Enable România, iar în această lună unitatea mobilă va ajunge miercuri 8 iunie în comuna Hălăucești, iar vineri 10 iunie în Hârlău. Cancerul de col uterin, numit și cancer cervical, este al patrulea cel mai frecvent tip de cancer depistat în rândul femeilor din întreaga lume și reprezintă aproximativ 1% din totalul cazurilor și deceselor totale cauzate de cancer. Cancerul de col uterin reprezintă o adevărată problemă de sănătate publică. La nivel mondial se registrează undeva cam 640.000 de cazuri noi, ceea ce reprezintă 6,5% din totalul de cazuri depistate și aproximativ 342.000 de decese, ceea ce reprezintă 7,7% din totalul de decese registrate la femei. Acest tip de cancer este foarte cunoscut. El reprezintă cam a patra cel mai frecvent cancer diagnosticat, respectiv a patra cauză de deces prin cancere la femei. În Europa, rata de incidență standardizată pe vârstă este undeva la 10,3%, iar rata de mortalitate este de 3,8%. Aceste rate de incidență, respectiv de mortalitate, sunt niște indicatori de frecvență epidemiologici. Această campanie, demarată de IRO Iași, are ca obiectiv până în anul 2023 testarea 170.000 de femei. Dintre acestea, minim 91.000 de femei aparțin grupurilor vulnerabile din regiunea Nord-Est, Iași, Vaslui, Bacău, Neamț, Botoșani și Suceava. Dacă vreți să vă faceți analize medicale gratuite, trebuie să știți că începând de marți, 7 iunie, acest lucru este posibil în cadrul laboratorului Carsus de la Clinica Interdentist din municipiul Pașcani, de pe strada Mihail Cogălnicianu. Cetățenii interesați, indiferent de vârstă, se pot prezenta cu bilet de trimitere în fiecare dimineață de luni până vineri. Laboratorul de analize Carsus Medical din Pașcani pune la dispoziție pacienților săi, începând de astăzi, până la finalul lunii septembrie, cel puțin, analize gratuite. Analizele se vor efectua fără programare, pe baza dreptului de trimitere, eliberat de medicul de familie sau medicul specialist. Campania de analize gratuite fără programare se adresează tuturor categoriilor de vârstă, începând de la bebeluși, copii, până la... Recomandăm cu tărie să efectuați periodic analize medicale, deoarece acestea pot preveni agravarea anumitor afecțiuni sau chiar depistarea timpurie a acestora. Vă menționăm că programul de recoltare a analizelor medicale este de luni până vineri, în intervalul orar 7:30-10:30. Programul pentru analize gratuite va avea loc până în luna septembrie. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0232-761-733 sau 0720-532-540. De precizat este faptul că ambulatoriul clinic Interdentist Pașcani dispune de un număr de 10 specialități medicale, iar laboratorul de analize realizează o gamă completă de investigații specifice. Din luna martie acestui an a fost deschis și un cabinet de pediatrie, servicii medicale utile în municipiu, în contextul în care părinții au foarte puține opțiuni atunci când vine vorba de un control pentru copii.
La o zi după ce a terminat concediul pentru anul trecut, edilul municipiului Pașcani se pregătește de o nouă vacanță, de această dată mai lungă, de o săptămână de zile. Marius Pintilie a trimis consilierilor locale o adresă prin care îi informează că în perioada 10-17 iunie va efectua 5 zile de concediu de odihnă, conform prevederilor legale. Ca și până acum, în această perioadă, atribuțiile specifice funcției vor fi preluate de viceprimarul Cristian Rățoi. Menționăm că în ședința de la sfârșitul lunii trecute, primarul pășcănean i-a anunțat pe consilier că va pleca în concediu pe 3 și 6 iunie. Pe 9 iunie, la ora 10, este programată la primăria Pașcani semnarea contractului de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare din Pașcani, investiție realizată de Apa Vital din fonduri europene. Programul sărbătorii de Rusalii de la Miroslovești, când este marcată ziua comunei, a fost finalizat. Duminică 12 iunie, localnicii, dar și cetățenii din împrejurimi, sunt invitați să participe la spectacolul organizat de primăria și Consiliul Local în zona Hațaș-Grui. Evenimentul va începe la ora 14, iar prezentator va fi Daniel Iordăchioaia. Cei mai așteptați din întreg programul sunt artiștii de muzică populară remarcați la nivel național: Paul Ananie, Andreea Haisan, Alexandru Brădă, Țan, Oana Tomoiagă și Ancuța Corlățan. Dumăhuța cu căruța, bani petrișor, dacă vrei să-ți dau gurița, să-ți treacă de dor. Uiuioșă, hai da, hai, bani petrișor, du-mă-n târg de gură vrai, nu mai cu spor, măi! Ai sus, Moldova, sus, ai atât am dispus. Moldoveni de viță bună, de chiui zăși cât une. Sus Moldova sus, atât am dispus. Veselul știu că mi-neamul ăsta-i moldoveanu. S-ar fi fost atât ușor dacă în viața vei fecior, mă. Am bași bine de seamă că ai fecior cu năframă. Vor face spectacol și artiști la început de drum, precum Antonia și Sofia Manoilă, Carmen Gherasă și Elena Mădălina Petrache. Frunzuliță, garofiță, azi joc în poieniță, la noi e putut de jos și scripcarul-i bucuros. Frunză verde, flori de soc, mulți flăcăi m-ar lua la joc, câți frumoasă și-am ca tare, dar nu-i jocul oarecare. Frunză verde, flori de soc, pe scenă va urca și ansamblul Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași. În aceeași zi vor fi premiate și cuplurile de aur. Este vorba despre nouă perechi de localnici care au împlinit jumătate de secol de la unirea destinelor și 13 care au ajuns la 60 de ani de căsătorie. Anul ăsta ne-am propus și nu ne-am propus eu personal și la solicitarea tinerilor și că în fiecare an, o lună, două, înainte tot mă sună, domnule, să faci, domnul primar, am primit mesaj, să faci ceva, să nu știu ce, mai să mai faci bârci, cum spune. Da. Și anul ăsta, ne mai fiind de restricție, astăzi zic că să continuăm această tradiție. În zona unde va avea loc sărbătoarea vor fi și comercianți cu jucării, mâncare și băuturi, dar și iujuri pentru distracție. De precizat este faptul că sărbătoarea comunei nu s-a desfășurat timp de 2 ani consecutiv din cauza pandemiei. Administrația locală din Pașcani a demarat două campanii de informare în rândul cetățenilor. Prima dintre ele are ca scop conștientizarea populației privind necesitatea colectării selective a deșeurilor. Acțiunea este organizată împreună cu voluntarii de la Asociația Ator Pașcani și constă în împărțirea de pliante. Asociația Tineretului Ortodox Român, filiala Pașcani, prin voluntarii pe care îi are, s-a implicat într-un parteneriat cu primăria locală, primăria orașului Pașcani, în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor și, mai exact, transmiterea anumitor informații către populație, astfel încât să aducem la cunoștință tuturor cetățenilor cât de mult contează un asemenea proiect în viața noastră socială.
Este un efort minim din partea oricărui cetățean și ne-am mobilizat mai mulți tineri, pentru că ne-am dat seama că orice implicare a noastră în această direcție ecologică duce la o viață sănătoasă, un aer curat și noi care știm să promovăm frumosul am răspuns pozitiv la solicitarea primăriei de a sta la această informare a populației. Sunt tineri voluntari cu mult entuziasm și care au perspective în direcția eco și care își doresc și ei la rândul lor să trăiască în localități mult mai curate. O altă campanie de informare se desfășoară pe posturile locale de televiziune și are ca scop informarea cetățenilor pentru folosirea serviciilor online de pe platforma Primăria Digitală. Platforma online www.primariapascani.ro poate fi folosită pentru plăți cu cardul din fața calculatorului, achitați fără autentificare, amenzile, taxele pentru pașaport și permisul auto sau autorizația provizorie pentru certificatul și plăcuța de înmatriculare. Doar cu autentificare pot fi plătite taxele și impozitele locale, precum și taxa de salubritate. Depunerea cererilor în vederea obținerii documentelor necesare, fără să vă deplasați, accesând portalul Primăria Digitală. Veți obține un număr de înregistrare pentru urmărirea solicitării, iar răspunsul îl veți primi pe e-mail. Programare online pentru acte de identitate sau viză de reședință, căsătorii sau obținerea și transcrierea unor acte de stare civilă. Trimiterea unor sesizări și fotografiile de la fața locului prin secțiunea sesizări online și a recomandărilor privind finanțarea și implementarea unor proiecte de interes public în secțiunea bugetare participativă. Accesarea informațiilor de interes public și a formularelor necesare. Primăria Digitală. Câștigi timp, rezolvi ușor. O nouă ședință de organizare a zilelor municipiului Pașcani, eveniment programat în perioada 29-31 iulie. Comisia care se ocupă de acest eveniment s-a întrunit pe 6 iunie de la ora 14 pentru a discuta despre lista artiștilor care vor concerta în cele 3 zile de sărbătoare. La începutul fiecărui spectacol vor concerta talentele locale. Pe listă sunt deocamdată 15 artiști și formații de muzică populară sau ușoară. Oricum, cu lista eu zic să ne oprim la 15, vorba doamnei director economic, o să mai organizăm evenimente. Nu-i vorba de acelea, vorba de ei vă cânta în preambul invitaților care sunt în, mă rog, lista artiștilor și așa mai departe. Ca tine, ca timp, trebuie să-i aloci timp și în funcție de fiecare copil, vedem și în funcție de localitatea pe care o are, cât prestează. Și trebuie să respectăm un timp. Începem la anumită oră, până la anumită oră avem talentele locale. Deci eu mi-am permis și am făcut o estimare de punct de vedere al timp. Am zis 10 minute cu aproximație de copil. Și am zis un 20 de minute de formații, că e grup folcloric, că e fanfara, că e... 10 minute de copil, scuzați-mă, da. Doamna director. Eu știu, la 10 ani, 10 minute, mi se pare mult. Dar cântă două cânteci. Cântă două melodii, cam așa vedeam și eu. Cât e melodia perioada. Deci am fost, de-ați am știut, mă estimativ de 10 minute, 20 de minute de formație. De asemenea, a fost stabilită și lista artiștilor naționali și a vedetelor, care vor fi invitate să participe la zilele Pașcaniului. Organizatorii au la dispoziție peste 74.000 de lei pentru un concert de 50-55 de minute al lui Smiley, peste 64.000 de lei pentru Holograf, aproape 35.000 de lei pentru Feli și peste 31.000 de lei pentru grupul folcloric Plăieșii din Republica Moldova. De asemenea, pe listă mai sunt Margareta Clipa, Dia, Alexandru Brădățan, Viorica Macovei, DJ Deni, Angelica Fluturi și Cristinel Iordăchioaia. Evenimentul ar urma să fie prezentat de Samir Marcu pentru suma de 5.000 de lei. Deci 493.000 numai pentru dar am știut că vineri, sâmbătă, duminică. Acum dacă tot o lungim, că nu-mi place formația, că nu-mi place aia, că nu-mi place aia, că nu-mi place aia, s-ar putea să spunem domnilor, vă rugăm să stați liniștiți acasă și să veniți, știu, un an, doi, trei, patru, când vom fi pregătiți.
493.000 este necesarul de buget pentru organizarea spectacolului și atât. Spectacol, da, focul de artificii, taxe, licătrite, organizațiile da. Astea da. Personale, da. Și mai știu ce. Uitați acolo, da, domnule. Primăria Pașcani este dispusă să mai cheltuiască peste 39.000 de lei pentru scenă și sunet, 37.000 de lei pentru lasere, 22.500 de lei pentru 3 ecrane mari și 21.500 de lei pentru focul de artificii. În total, administrația va aloca de la buget peste 490.000 de lei pentru organizarea zilelor municipiului Pașcani, ediția 2022. O nouă victorie importantă pentru luptătorul de kickboxing din Scobinți, Vasilea Mariței. Tânărul de 23 de ani a reușit să câștige centura mondială Colosseum la categoria 86 de kilograme, în cadrul unei gale ce a avut loc vineri 3 iunie la Craiova. Luptătorul și-a învins adversarul din Muntenegru, Mihailo Culafic. După 5 reprize a câte 3 minute, tânărul din Scobinți și-a demonstrat încă o dată pregătirea excepțională și a obținut o nouă victorie în Palma. Ce are în mod special Vasile? Inima. Nu degeaba îi spune Lion Heart. Inima de leu. Un gladiator e puțin spus. Întreaga comunitate din Scobinți este mândră de Vasile, spune primarul comunei Constantin Hrițcu. Vin cu bucurie și admirație tot ce fac ce Vasile și ce fac și frații lui, că în urma lui Vasile vine... Din urma lui Vasile vine și Alexandru și Liliana Mariței, care în perioada următoare vor avea și ei meciuri. Pe 23 iunie Liliana va boxa la București într-o gală a Colosseum. Vasile ne-a umplut inimile de bucurie, toată comunitatea a urmărit meciul cu sufletul la gură. Și la final ne-a dus cea mai mare bucurie pe care putea să ne-o aducă un cetățean al nostru, cucerind centura de campion mondial la Colosseum. Gale, dar la altă categorie a luptat și fratele lui Alexandru Amariței, în vârstă de 20 de ani, și el a obținut o nouă victorie. Cei doi luptători care devin celebri de la o zi la alta sunt antrenați de Mihai Vornicu. Administrația locală îi sprijină pe acești doi tineri, iar din urmă vine cu rezultate bune și sora lor, Liliana. Poate nu îi sprijinim cât ar merita, cât ar trebui să îi sprijinim. Ei... De mici copii au fost în atenția noastră și acum, de când practică sport, și datorită lor, am deschis o sală de sport dotată pentru activitatea de kickboxing, unde se antrenează și alți copii de la noi din comună la amatori, dar se întâlnează și sportivi care deja au trecut la profesioniști, așa cum este și Vasile. Bineînțeles, tot cu maestrul lor, maestrul Mihai Vornicu. Pentru cei trei frați urmează noi competiții importante în această vară.